vorbit măcar, Ioana, și ne-am îmbrăcat la fel. Bună, Ioana! Ce faci, Ioana? Bine, am venit să stăm de vorbă. Asta zic și eu, îmi place când vrei să stăm de vorbă. Ți-a plăcut cum ai să aia, actriță, femeie, da, nu, de trei ori soție, adică... Ai zis trei ori soție? Da, mi s-a părut că sună tare. Foarte bine, lasă, nu. Da, tu ești genul de persoană, tu ești genul de persoană cu care poți să glumești, mă. Tu poți să, cu tine poți să vorbească om orice. Pentru că tu ești foarte relaxată, tu ești așa foarte organică, foarte normală, foarte... Păi sunt așa, cum mi se pare că nu am ceva, adică în viața mea nu se întâmplă nimic față de alții care nu recunosc, dar tot li se întâmplă și lor, știi? Mie mi se pare că ești unul dintre oamenii care nu ești prefăcuți atunci când apar la televizor. Ești foarte așa cum ești tu, adică și în spatele camerelor de filmat la fel. Și aici, n-ai nicio treabă. Da, mulțumesc. Am înțeles că se și vede. Acum de când vin la tine, așa toată lumea îmi scrie, îmi povestește și înseamnă că se vede faptul că... Da, chiar ești foarte, foarte mișto. Sunt sinceră și... Vin și să vă distrez, dar să mai dau și niște informații din viața mea personală. Exact, lucruri prin care tu ai trecut, nu? Stai că mai primesc mesaje de la telespectatori pentru Mihai Călin. A fost ceva mai devreme și a dat cineva o agendă pe care o avea de la Mihai Călin, nu știu, de la un film, ceva, sau de când a fost la emisiune. Am avut și eu cu fica lui fotbalistului Lucescu. Da. Mi-a trimis un mesaj, noi am filmat, dar n-am avut împreună, știi? Da. Și mi-a trimis un mesaj că, uite, eu când eram mic am luat autograf de la tine și mi-a arătat autograf. Mi s-a părut foarte drăguț. Draga mea. Deci. Ești pregătită? Sunt pregătită. Da, avem un subiect foarte interesant. Să știi că e interesant. M-am bucurat când am auzit. Asta cu alăptatul? Da. Tu până la ce vârstă? Mi-e frică acum să spun. De ce? Dar pentru că vine imediat e alegerea fiecăruia. Asta. Da. Adică nu vreau să fiu judecată și nu judecăm pe nimeni. Eu am alăptat până la 6 luni. Așa era pe vremea mea, scria la carte, până la 6 luni și după aia să... Întotdeauna se vorbește că alăptatul este foarte sănătos. Da. Uite, l-avem și pe doctorul Sava, care el e pneumolog, dar el se pricepe la absolut orice. Fiind doctor, a făcut medicină generală. Da. Doctore, alăptatul e sănătos, nu? Alăptatul, da. Din punctul meu de vedere, este elementar pentru sănătatea copilului. Și până știi la ce că sunt așa, mame aproximativ? Care își întrerup alăptatul intenționat? Sunt foarte multe persoane. Foarte multe care pur și simplu spun, domnule, eu nu vreau... A, care ai zis tu de la început, nu da, așa? Da, așa da, toate nu. Ni le întrerupem intenționat. Nu, întrerup intenționat. Adică la un moment dat, după o lună, spun, domnule, eu nu mai doresc să dau lapte. Da, la doctore, deci până la ce oră? Până la ce oră? Până, domnule, până la ce oră a lăptat? Eu vă spun până la ce vârstă am mâncat eu, dacă vreți. Adică până la 2 ani jumătate. Adică eu am amintire când... Ok. Și am 1,90 m. Da. Deci 1,90 m. Da. Și ai fost alăptat până la 2 ani jumate? Da. Păi stai să-ți povestesc că am o invitată. Așa. Care are două fetițe. Da. Și de 10 ani de zile alăptează. Adică, pe bune, stai să vezi, are una dintre fetițe de 7 ani de zile o alăptează. Are 7 ani și o alăptează. Mă, eu am citit că m-am documentat, eu n-am venit astăzi nepregătită, că nu mai o alăptează. Uite, chiar când o să vin, o să întrebăm. Hai să o chemăm pe ea, că ne povestește ea. Doctore, e tare ia, de tot sunt, cazul. Sunt foarte nu, atent. Da, se tot răscolește în presă povestea asta. Sunt Ziana Buruiană, n-are nicio treabă. Vorbește foarte deschis despre foarte lucrurile frumos. Astea. Vorbește și Ioana, te-am nimerit și pe tine, doctore. Perfect. Tu ai venit, că aveai treabă sau doar ai trecut pe aici că ți-era dor de noi? Ambele. Ai, am înțeles, da. Ambele, asta da, îmi place. Da, da. Haideți să povestim pe Sunt Ziana Buruiană. Ce faci? Vrei să stăm la masă acolo? Că acolo erau și paharele puse să avem mai mult loc? Cum vreți? Da? Puteți sta și aici. Poți, e mai ușor la bar? Da, mai ușor la bar. Ți-e mai ușor? Da, da. M-am gândit că poate e mai complicat cu rochia și de asta am vrut să... Aici la bar cred că e mai ușor. Perfect. Te ajut eu să stai. Da, bun. Spune-ne, deci cum e? Deci tu ai două fetițe, toată lumea știe, da? Două. Să vă trăiască. La fel. Una are... 4 ani. Da. Și una aproape 9. Și împlinește 9 în curând. Bun. Și tu ai alăptat până la ce vârstă? Până pe cea mare, până a început școala,
6 ani, să zicem. Deci tu pe cea mare... Dar între timp venise și cea mică. Da. Deci, practic, eu le-am alăptat o perioadă pe amândouă. Uh-huh. Cam un an și ceva, până când cea mare, intrând la școală, a renunțat. Și acum, încă alăptezi acum? Da, încă o am pe cea mică. Încă pe cea mică. Da, deci tu ai alăptat-o pe cea mare până la 6 ani. Da. Și pe cea mică încă o alăptezi având 4 ani, nu? Având 4 ani, da. Și nu renunță. Deci este foarte perseverentă. Mereu îmi zice, mami, când vine de la grădiniță, ăsta-i programul. Chiar mami, ce avem așa, ai gătit azi? Să știi că acum a zis, mă uit la emisiune să te văd, dar să vii repede că... Că avem treabă. Da. Bun, Antonia și Izabela. Izabela este fata cea mare, cum spuneam, are 10 ani, iar da, până la 6 ani a fost alăptată. Auzi și tu tot felul de discuții. Da. Domne, sunt Ziana, de ce face treaba asta? Tot felul de discuții, tot felul de controverse. Da, multă lume e curioasă așa mai mult despre partea asta, de ce totuși au ajuns la vârsta asta. Mai sincer să fiu, eu m-am și nu știu, s-a legat așa un sentiment între noi. Practic, eu cred că nu pot să mă dezlipesc de atașamentul ăsta. Așa le și adorm și nu știu, este mai comod când au o durere sau ceva, repede le alăptez și, adică că le alăptam. La 6 ani era și la diversificat, să știi, adică nu ești doar cu lapte de la mama, nu? Să știi că cea mare, din cauza alăptatului, a băut, bea și lapte normal și mânca destul de puțin. Nu prea, nici acum nu prea le are cu mâncatul. Însă cea mică, deși mănâncă foarte bine, totuși încă vrea să fie alăptată. Și, dar ți-a fost greu până la 6 ani să-i spui, știi, hai că ne oprim aici, dragă Izabela, ne oprim aici. A zis ea, pentru că i-am zis că o să râdă colegii la școală, adică dacă era băiat, nu cred că ar fi fost acea situație. Dar fiind fete, na, nu știu, mi-a fost cumva natural. Mie îmi place că tu vorbești despre lucrurile astea și că n-ai absolut nicio treabă. Ioana, te rog, vorbește tu, doctore, dacă vrei să întrebi ceva, poți să întrebi, iar dacă mai sunt mame în situația ta, poți să ne scrie pe numărul de WhatsApp al emisiunii, pentru că sunt convins că mai sunt mame. De fapt, ăsta este un dezavantaj, să știi. Uite, dacă consumi foarte mult lapte și dacă ai o dependență în asta fizică de lapte, copilul tinde să nu mănânce. Asta este o problemă. A doua problemă, nu știu, cumva dacă nu este o problemă pentru mamă în sine. Pentru că în momentul în care tu alăptezi, ai o depleție de vitamine, de minerale din corpul tău. Să știi că exact asta vreau să vă și întreb. Da. Observ de la un timp că am niște probleme cu calciu, cu dinții, cu... Uite, știi că în popor, la țară, se zice că un copil este echivalentul pierderii unui dinte. Wow. Pentru că în momentul în care faci un copil există o depleție de minerale și de calciu. Și mai este și chestia asta de dependență emoțională, că la un moment dat o să devină o chestie emoțională, un atașament așa de puternic încât o să fie grea desprinderea. De asta cred că până la 2-3 ani e ok, după aia nu mai știu. Da, ideea știi că eu, știind de caz, am studiat puțin și din mai multe puncte de vedere și Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă, că m-am uitat acolo. Eu vrând să vin aici să spun nu e normal, nu e firesc, nu știu, pentru că eu am alăptat doar 6 luni și acolo nu se recomandă o vârstă, se spune recomandăm prelungirea minim 6 luni. Recomandăm prelungirea alăptatului. Și eu vreau să te întreb dacă tu știi vreun studiu care, nu știu, ce care te-a făcut să iei decizia asta, pentru că toată lumea cumva zice între de 2 ani jumate aici se plimbă zona, exact, știi, ce exact, dar eu nu am vrut să fiu așa. Nu știu, să fiu radicală și să... Pentru că probabil este greu dacă tu îl forțezi cumva pe copil să renunțe. Nu știu, am și chestia asta. Nu vreau să o fac să sufere, să o văd supărată, să o văd, nu știu. La 6 ani îmi dau seama că și în vacanțe și unde mergeați trebuia să te ocupi de treaba asta, nu? Da, e, mai mult la somn în momentul în care adormea, nu toată ziua, acum e un bebeluș, deci nu e același lucru cu alăptatul ăla până la 2 ani. Nu, acum e mai mult un alint, un răsfăț, cred eu. Dar multă lume își pune problema dacă consistența laptelui mai este aceeași. Însă, din moment ce ea se satură și vrea, înseamnă că este totuși. Dar se fac că rărăcește mai greu decât alți copii, are, nu? Că imunitatea lor este foarte bună, iarna umblă doar în șosetuțe din alea până la genunchi și nu au nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Cred că le-a crescut cumva imunitatea, însă acum mă gândesc și la mine că vitaminele de care spune și mineralele cam lipsesc și ar trebui niște suplimente, nu? Sau...
Cred că ar trebui de acum să nu mai alătați, dacă ar fi ideea, și apoi corpul își revine. Da. Automat în organism s-au produs, cred că, niște daune și mă gândesc cum să, ce să fac. Corpul are o capacitate de a se recupera singur din alimentație. Alimentația este cel mai bun medicament, dar numai că trebuie să înlăturați cauza. Și asta, din păcate, mă rog, e o chestie personală, care cred că este și un atașament din partea mamei. Asta cu alimentele, ți-ai tot ce ai nevoie din alimente, doctore? Da, știi ce am citit? Da. Stați un pic! Hai, te rugăm. Alimentele sunt cam de plastic în ultima vreme. Păi da, adică valoarea, tot colegii tăi, doctor, spun că valoarea nutrițională a multor alimente pe care noi le mâncăm este degeaba. Valoarea nutrițională a unui măr din 2024 este 20% față a unui măr din 1950, am citit un studiu. Ca să înțelegi, adică mâncăm degeaba. Nu prea mai au gust. Ai nevoie de suplimentele astea care să te ajute să te țină în viață. Câteodată, da. Câteodată. Da. Oricum eu mă bucur că este susținută alăptarea, s-a dat și o lege, se poate alăpta și în public. Și atunci... Da, îți dai seama că tu, dacă te ții în public cu copil de 6 ani, stați un pic că vreau să-l alăptez, să zică lumea voi. A fost un episod în Neveste Disperate, că avea o mamă care zicea, pot să vin să alăptez la serviciu? Da, nicio problemă. Și copilul avea 4 ani și după aia toți s-au șocat. Toți erau șocați, dar terminați ca aoleo. Cum s-a alăptezi așa? Da, cum ai zis, se numea Neveste Disperate. Și aici nu există partener disperat, că bă, tu cu copilul mai lasă. Asta e, cred că și partener. Partenerul e disperat în momentul ăsta. Ți-a afectat relația de cuplu chestia? Să știi că al meu mai glumește așa cu cea mică. Mai lasă-l și pe tati, nu numai tu. Mi se pare foarte amuzant. Păi numai tu tot timpul. Bună, deci Antonia, da? Antonia, da, dacă mă vede acum, trebuie să știe că gata, merge la grădiniță, trebuie să renunțăm, trebuie să lăsăm și pe tati. Eu asta mă gândesc, că eu ar fi o problemă. Practic e dependentă de tine. Totuși, da, de câți ani are? Că... dependentă de mai are nevoie de calciu. Exact, e foarte dependent. Deci așa, dacă așa un copil au nevoie de o imunitate puternică, să apeleze la mine. Perfect. Dar pe vremuri, nu, doctore, puteai să te duci cu copilul să ți-l alapteze o persoană străină, era Doica. Mama a alăptat un salon întreg. Da? Mama mea, da. Foarte, foarte interesant. Mama mi-a povestit că și eu, la rândul meu, am fost alăptată în spital de o altă mămică, de pentru mama, că ea nu avea în momentul respectiv lapte. Se zice că este surori de lapte sau ceva, da, de genul. Da, ceva de genul ăsta. Și mi s-a părut interesant. Da. Mamă, 10 ani, dacă stai să te gândești așa de când... Doamne, mi se pare aproape, da, mai este un pic, dar nu știu, chiar sunt curioasă cine a fost, ce mămică a lăptat cel mai mult, adică... Până cred că tu, nu știu, nu zic din lume, tu vrei așa? Să intri vreo carte a recordurilor și nu ne spui? Cineva zice, domne, laptele de mamă este foarte bun pentru toată viața, are anticorpi. Are niște anticorpi, dar am înțeles și în bolile grave tratează... Da, și asta am mai citit, că alătarea așa prelungită se recomandă dacă copilul e bolnav și nu mănâncă și atunci na, mai bol de astea grave. Da, dar da, pe mine da. Asta m-aș gândi că eu am crescut... Să-l pun la păstrat. În sticluțe. Da, uite, era, eu așa făceam. Eu am plecat la muncă, iar nu știu dacă e bine să spun, că am sar mămicile în cap după o lună de zile. Dar este foarte bine pentru că ieși din acea depresie, cumva, dacă tu te duci la muncă, dacă faci activități, este foarte bine. Chiar în momentul în care stai numai în casă și intri în rutina aia, de asta multe mame, cred că, intră în acea depresie, nu știu, părerea mea. Nu, eu am avut și noroc că, neavând o meserie din asta, să te duci 4, 8, 5 ore, mă duceam, azi filmam, atunci era... Uite, întreabă cineva foarte interesant. E o recreere. Dacă în perioada când erai însărcinată cu Antonia, Izabel mai era alăptată. Da, mai era alăptată și doctorii chiar mi-au spus că nu prea este bine, pentru că asta... lua din nutrienții ei. Aha, exact asta, uite, spun telespectatorii. Eu știu că atunci când ești însărcinată, laptele nu mai e bun pentru copil. E acum a procedat. Nu că nu mai era bun, încercam să mai răresc, totuși din perioada aia am încercat să mai răresc, pentru că mi-era frică că va afecta cumva sarcina. Nu știu, mă gândeam în toate felurile. Dar nu s-a oprit. Asta am rămas și uimită, că nu a fost nicio perioadă în care să fie o oprire. Cumva și apoi când am născut să înceapă din nou sau nu. Deci n-am avut probleme de genul ăsta. Nici dacă am avut perioade mai tensionate, supărări, tot. Ai avut... Exact. Multe mămii spun că își pot pierde laptele de la anumite supărări. Asta nu știu dacă e adevărat, mitul ăsta este tot așa un mit. Da, nu știu. Păi, și eu am mai auzit că și-au pierdut laptele. Exact, că au avut o supărare. Cineva ce, dumneavoastră, mi-am alăptat fetița un an și două luni.
Sunt mulți oameni care, cineva spune, m-am alătat până la 3 ani, până la 6 ani n-am găsit pe nimeni, esențială. Mai este și teama femeilor că dacă alăptează, poate că sânii nu vor mai fi la fel de fermi sau nu știu ce o să se întâmple, estetic vorbind, și atunci renunță din prima lună, adică nici nu stau la discuții prea mult. Ei, eu cred că totuși după 10 ani nu arăt chiar atât de rău. Da, dar nu adică, cred că despre asta era. Ba da, să știi că multe mămici de asta nu alăptează. Ăsta e motivul real. Da. Uite, am întrebat ChatGPT, care este noul nostru, cum să spunem, Google, da, noul nostru coleg, a zis că există o mamă în Marea Britanie, a alăptat până la 9 ani. Wow. Vezi, deci dacă mai stăteai puțin... Cea mai lungă perioadă. Și era fetiță sau băieță? O fetiță până la 9. Că la băieți chiar... O fetiță până la 9. La băieți chiar e o problemă, după aia rămâne atașați. Te-a lăptat și nu e bine. Bun, spune-mi ce fac fetele acum. Isabel are aproape 10 ani, nu? Da, are aproape 10 ani și cochetează așa cu muzica. Tocmai și a făcut un videoclip, da, muzical. Și actoria, da, că a avut o secvență și în filmul unde a fost, da, Eva, tati, part-time, acolo. Superb, superb filmul. Oricum, Eva este extrem de talentată. Și îmi place să mă ocup de ele așa cum faci și tu. Pentru că îmi dedic timpul, da. Pentru că văd, când vezi un potențial, nu știu, parcă îți vine să investești în lucrul ăsta. Și chiar, deci Isabel cu muzică și teatru, iar Antonia? Exact. Antonia îmi spune că vrea și ea la balet și o să încerc să mă ocup și de ea. Știi cum e când al doilea își dorește și el, dar timpul tău nu prea mai este ca la primul, disponibilitatea asta. Și atunci o să încerc, au pasiuni diferite și încerc să le fac pe plac amândură. Îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Și eu vă mulțumesc și să sperăm că vor fi cât mai multe mămici care alăptează, nu știu. Oameni bune, ne întoarcem după publicitate. Ioana, mai rămâi cu noi? După publicitate revenim, mai avem și alte subiecte, ne întoarcem imediat.